Vă spunem un bun găsit în noul an, 2015, la o nouă ediție în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului. Dacă este un lucru pe care îl dorim celor care urmăresc emisiunile televiziunii Credo, este ca în noul an fiecare dintre noi să căutăm să trăim mai mult în Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni, prima din anul acesta, îl avem ca invitat pe pastorul Adi Soporan din Oradea, pe care îl salut și îi spun bun revenit la emisiune. Bine vă regăsesc în noul an. Aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ai pe inimă pentru noi la început de an, în cadrul acestei emisiuni și aș dori ca tu, ca invitat, să citești acest cuvânt și apoi să uh, prezentăm tematica, ce ne propunem ca să uh, discutăm, ca un cuvânt de început de an pentru fiecare dintre noi. Haideți așadar atunci să ascultăm pasajul acesta biblic deosebit de frumos și, cred, inspirator pentru noi acum, la început de vremuri. 1 de Salonice, în capitolul 5, așadar, primele 11 versete ale acestui capitol. Cât despre vreme și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice, pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca adurele nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț, voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. De aceea să dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fi ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Acesta e cuvântul pe care îl avem ca și punct de pornire, ca și text de bază al emisiunii noastre. Este un cuvânt care are valoare escatologică referitor la vremurile de pe urmă, dar în același timp este un cuvânt care aduce speranță. Oare ce și-ar dori omul mai mult decât speranță la început de an? Da, însă nu orice fel de speranță. Ce este o speranță curățită, este o speranță care nu lasă loc nici unei interpretări frivole, ce este o speranță Sfântă, Să o numesc așa. O speranță ancorată și legată de niște uh, elemente foarte, foarte uh, concrete. Și anume, planul lui Dumnezeu uh, ființa divină. Speranța aceasta pentru creștin pentru creștin, pentru că la, la el, în primul rând ne referim, nu poți lua speranța aceasta într-o alt fel de viață. Uh, pentru creștin speranța aceasta este fundamentală. Trebuie să recunoaștem și probabil că vor fi momente în anul 2015 în care doar pe baza acestei speranțe vom putea merge înainte. Îmi vine acum în minte exemplul lui Avram, când logic nu avea nicio explicație, urcând pe Moria, lăsând slugile la piciorul muntelui cu fiul alături nu avea nicio explicație că se vor întoarce amândoi împreună din punct de vedere logic dar speranța năzuința dorința lui adâncă în împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu l-a făcut să meargă să meargă mai departe și chiar așa și spune Pavel în epistola către romani în capitolul 4 versetele 17 și 18 că el a sperat a nădăjduit Împotriva oricărei nădejde. Speranța lui a fost dincolo de ceea ce însemna uh, experiența comună a oricărui om, a oricărui muritor. În momentul în care te afli în situații de moarte uh, serioasă, dovedită, mori. Asta e experiența comună. Ei, Avram a nădăjduit dincolo de ceea ce experiența comună îi oferea ca și speranță. E o speranță venită de dincolo de el de mintea lui și așa mai departe. Cred că în viața aceasta întâlnim astfel de episoade în care avem nevoie de astfel de speranțe, de o astfel de nădejde. De aceea spuneam nu orice fel de nădejde, ci este acea nădejde care vine de dincolo de noi. Ea este inspirată de cuvânt, trece prin noi și ne duce către lumea lui Dumnezeu, către lumea planurilor sale. A, întotdeauna la început de an sau la trecerea aceea din anul vechi în anul nou, oamenii spun sper ca anul următor să fie mai bine. Sperăm ca în anul 2015 economia României să meargă mai bine decât în 2014. Sperăm ca locul de muncă să ne fie păstrat. Speranța, în definiția oamenilor, este ceva probabil este ceva, poate că sperăm că asta se va întâmpla. Când vorbim despre nădejdea și speranța Bibliei, este speranța lui poate? Nu. Tocmai asta este diferența dintre speranța lumii, a acelui sistem care este rupt de existența lui Dumnezeu, care neagă existența lui Dumnezeu și ia totul în propriile mâini și încearcă să rostuiască astfel istoria. După propria vrere, și speranța omului care se uită spre cer și așteaptă de acolo uh, vorba lui David, pașii divin pe deasupra tuzilor. Uh, în timp ce, așa cum, cum afirmai, sunt o sumedenie de speranțe pe care lumea le poate afirma. Uh, totul în ceea ce privește lumea, ține însă de șansă, de noroc. Domnule, sperăm că va fi mai bine anul ăsta pentru că poate că, nu știu, politicienii ăștia nu știu se vor deștepta, poate că șeful meu în sfârșit îmi va mări sa. poate că mă, dacă am noroc, am noroc. Asta este. Sper să mă căsătoresc, de exemplu, sunt unii care spun anul ăsta. De ce? Pentru că sper șansa să-mi scoate o fată, să-mi scoate un băiat înainte și așa mai departe. Ei, în ceea ce îl privește pe creștin însă, speranța lui nu e legată de noroc, de șansă, de zodia în care s-a născut. Apropo, e un timp în care mulți acum consultă zodiacele, ce spun zodiile despre anul acesta. Creștinul nu se uită în stele pentru speranță. Creștinul își leagă speranța de voia lui Dumnezeu pentru viața lui. De făgăduințele lui Dumnezeu pentru viața lui. Ori sunt făgăduințe clare uh, pentru noi, pentru anul acesta. Una dintre ele este cea în care Dumnezeu promite prezența Lui în viețile noastre. Uh, Întorcându-ne la cuvântul pe care noi l-am citit astăzi, la început de emisiune, și spuneam că este baza nădejdii, a speranței creștine. De ce acest cuvânt uh, trebuie să ne aducă speranță și cum putem defini speranța în termenii Lui? Speranța pe care creștinul o poate dobândi din cuvântul acesta este una legată de identitatea pe care el o are, până la urmă. Există două aspecte fundamental diferite aici, în pasajul acesta. Există uh, fondul acesta, general, al vremurilor și soracelor, care, în general, nasc tot felul de turbulențe emoționale, da? ce va fi, cum va fi și trecerile. Trecerile pe noi, ca oameni, de obicei ne, ne fac să fim mai anxioși. Unii se entuziasmează, însă, nejustificat, și trecerile, de obicei, creează anumite turbulențe emoționale, de un fel sau de altul. Ei, pe fondul acesta general, al vremurilor și săroacelor sunt aceste două aspecte fundamental diferite. Unii sunt oamenii care trăiesc în noapte. Sunt fii nopții și sunt ceilalți care sunt fii zilei. Ei, fii nopții, iată, au și ei speranțe. Dar speranța fiilor nopții este uh, elaborată de către Apostol, în termenul aceștia, da, Vestul 3, uh, când vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca dorelele noastre. Iată, speranța lor. Este una uh, generată de condițiile sociale, economice, militare, în care ei se vor afla la un moment dat. Vor privi în jur, pe orizontală, vor vedea că lucrul respectiv este la locul lui, celălalt este așezat cum trebuie, uh, dincolo nu se întâmplă nimic, e pace, e liniște. Speranța este una generată de ceea ce se întâmplă aici, în, în domeniul acesta vizibil. Dar iată cât de înșelătoare este nădejdea și speranța lor. Pentru că în timp ce îi spun lucrurile astea, sau tocmai atunci, prăpădenia vine și lovește. Și le spulberă orice fel de speranță. Speranțele lor nu rezistă în fața taifunelor vieții. A uraganelor care pot fi stârnite la un moment dat în istorie. De cealaltă parte este creștinul. Creștinul este omul luminii este omul care trăiește ca și fiu al Luminii, nu, a, nu este un fiu al Nopții. Și din perspectiva aceasta, iată, e foarte interesant, speranța și nădejdea pe care el o are nu îl determină la un soi de lenevie, de trândăvială existențială. Domnule, celălalt din tabăra întunericului spune pace și liniște. Parcă ți se sugerează imaginea asta, ok, să ne întindem să ne relaxăm, că e pace și liniște. Și atunci toate se tulbură în tabloul acela. Pe când, în ceea ce îl privește pe creștin, speranța, nădejdea pe care el o are, știind adevărul despre viață, despre moarte, despre planul lui Dumnezeu, nu îl face să se relaxeze. Deși, logic gândind, el ar putea să fie cel mai relaxat. Pentru că el știe adevărul. El știe spre ce se îndreaptă istoria. Dar Tocmai pentru că știe adevărul, lucrul acesta îi impune lui un soi de stare de permanentă vigilență. Nădejdea aceasta, pentru că știin? nu este o nădejde care să-l adormă. O nădejde care să funcționeze ca un fel de pernă pentru cap. Oh va fi bine. Ok. Sunt fiul luminii. Oh, sunt în tabăra unde trebuie. Oh, cu Dumnezeu. A, ah, ce bine este. Și adorm. Din contră, spune Pavel aici. Când ești fiul Luminii, versetul 6, noi nu dormim ca și ceilalți. Nădejdea pe care eu am nu e o nădejde care să mă ducă spre somn, ci este o nădejde care, e din contră, mă, mă trezește la Exact. Mă motivează. Mă energizează. Mă aruncă în curs. Și tot timpul sunt. El continuă cu metaforele acestea, tot timpul sunt ca un soldat gata, pregătit de luptă. Deși trăiesc în lumină, nu mă las înșelat de cadrele acestea istorice trecătoare. Da? Că e pace, că e liniște. Astea sunt înșelările nădejdei lumii. Dar eu nu mă las furat de realitățile acestea, ci din contră, trăiesc o alt fel de de existență. Pentru că acest cuvânt are o valoare escatologică. Uh, cu siguranță îți aduce aminte că în urmă cu 2 ani a existat o întreagă frenezie a oamenilor referitor la anul 2012. Uh, S-au făcut uh, ecranizări pe marginea acestui an uh, despre care unii spuneau că va aduce sfârșitul lumii. Mm -hmm. uh, pentru că vorbim despre speranța copilului lui Dumnezeu. Nădejdea, nădejdea, noastră, noi nu așteptăm sfârșitul lumii. Pentru că foarte mult am auzit vorbindu-se în ultimii ani, vine sfârșitul lumii, lumea se va termina. Nu ia să nădejdea noastră. Da. Nădejdea noastră este venirea Domnului. Dar diavolul îi, îi, convine toată această sinfonie legată de sfârșitul lumii. Cu toate aceste, uh, cum să zic, momente de climax, în care uh, Anticipația, așteptarea lumii se umflă, se umflă, se umflă, și dintr-o dată un, un mare fus. A, nu e nimic. A trecut 2002. nu s-a întâmplat nimic când. Nu s-a întâmplat nimic. Ce liniște e acum, exact. De exemplu. asta E E pace și liniște. Vedeți? E, tocmai că diavolului îi convine o astfel de, de simfonie, așa cum o, o, o numiam, pentru că, pe de o parte, îl adoarme pe om, ai văzut? Nu-i nimic. A mai trecut un hop. Mai dormi până ce ori veni alții să, să, să te trezească cu surle, cu trâmbițe, cu filme și așa. Mai întinde-te o leacă și mai stai liniștit încă câțiva ani. Pe de altă parte, sigur, discursul diavolului este deosebit de perfid. Dom'le, de câte ori nu s-a spus că vine, vine, vine? Cum vine? A A spune venit? Petru. Exact. unde -i? Toată lumea tot spune de nu știu câte ori s-a tot spus în istorie că vine și n-a venit. Ei, nu mai vine, e gata, totul s-a stins. Ei, pe creștin însă, foarte bine subliniai, astfel de discursuri n-ar trebui să-l sperie. Din păcate însă, s-a observat chiar și în bisericile, în bisericile evanghelice, un soi de Uh, frământare, de forfotă fantastică, în special uh, în ceea ce privește anul 2012. Ce se va întâmpla? Chiar e adevărat? Uh, calendarul mai așa? Ce se întâmplă? <laughs> Și nu exista același entuziasm când citeam astfel de texte care de sute de ani erau scrise, referitoare la venirea Domnului în termenii în care Dumnezeu a vrut să le avem mai degrabă ne-au emoționat lucrurile lumii, decât ne-au emoționat textele scripturii. Uh, mulți, mulți, n-au citit cu același interes scriptura legat de vremurile finalului, precum au citit materialele și toate uh, blogurile care au vuit încoace și încolo de evenimentele respective. Ipotetice, sigur, că până la urmă s-au adeverit că totul, totul a fost un mare fals. Și o chestie economică. Asta, indiscutabil. Cred că ceea ce ar trebui astfel de lucruri să ne învețe pe noi ca și creștini, este să ne alipim mai tare de cuvânt. Să nu ne mai lăsăm atât de furați de tot felul de scenarii din acestea, care sigur, cum spuneai, dau bine pentru Hollywood și pentru buzunarele unora, dar care, pentru noi, nu fac decât să ne confuzeze, să ne arunce într-o oarecare ceață și să avem anumite derapaje în viața de credință. În versetul 6 spune, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Sunt anumite lucruri față de care oamenii sunt într-o stare de ațipire, de somnolență și aici ne referim la lucruri spirituale. Când este vorba de Dumnezeu, de pocăință, de cuvânt, oamenii dorm de-a binerea. Dar, pe de altă parte, față de alte lucruri ale lumii acestea, dacă aud în țara cu e loc de muncă, acolo sunt bani, oamenii sunt extraordinar de atenți și de treji. Deci, iată, pe de o parte, spiritual sunt într-o stare de ațipire, de dormit spiritual, dar foarte atenți. La tot ce implică latura materială a vieții. Da. Exact asta, sau în aceeași regiștri ai contrastului, se exprima și Pavel în Efesen capitolul 2, când spune el: Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Deci e un fel de moarte vie. E o moarte, așa cum se spunea aici, în care. Pe de o parte, sunt insensibil la tot ceea ce înseamnă lumea și chemările lui Dumnezeu, la tot ceea ce înseamnă discursul lui Dumnezeu, rostirile lui Dumnezeu pentru lumea mea, personală și lumea istorică în care mă aflu la momentul acesta. Sunt insensibil la toate lucrurile acestea. Dar, pe de altă parte, am o sensibilitate exacerbată față de ceea ce înseamnă uh, atenția mea și apoi acțiunea mea față de lucrurile acestei lumi. Ori tocmai sensibilitatea aceasta deosebit de pregnantă mă ajută să dorm mai mult sau mă ajută să dorm mai bine în ceea ce privește lumea, lumea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul a spus-o în termen foarte clar. La doi stăpâni nu poți să slujești. E un exclusivism clar aici. Ori dorm față de lumea lui Dumnezeu și sunt deosebit de treaz față de lumea aceasta, ori dorm, sunt mort, vorba terminologiei Pauline, față de lumea aceasta, sunt răstignit față de ea și sunt deosebit de viu pentru lumea lui Dumnezeu. Atunci înseamnă că contează foarte mult de unde îmi alimentez nădejdea sau speranța pe care o am. Îmi imagine deja, parcă văd momentul în care ne vom apropia tot mai mult de sărbători, de trecerea în anul acesta și cum vor apărea pe toate posturile, mass media, televiziune, în ziare, peste tot, tot felul de personaje care se vor întrece pe ele însele în prezicerile pe care le vor face față de ce va însemna anul 2015. Și televiziunile și ziarele aduc tot felul de personaje, mai mult sau mai puțin dubioase, care să aducă un fel de speranță pentru oameni și speranța oamenilor se leagă de asemenea uh, prezicere oculte, că ăsta e termenul uh -huh. corect pe care le putem uh, încadra. Și totuși, un copil, un copil al lui Dumnezeu trebuie să-și hrănească nădejdea din altă sursă. Da. Diferența fundamentală aici va fi din nou Legată de identitate, dacă știu exact cine sunt eu, atunci o să am grijă ca nu cumva să uh, mă duc să mă așez la o, la o altă masă, să mă hrănesc de la o altă masă. Pentru că la un moment dat devii robul celui care te hrănește. Dacă eu mă hrănesc speranța din asemenea lucruri, uh, lucruri care și diavolul întotdeauna are grijă de asta. Sună, parcă, mult mai concrete, mai palpabile decât ceea ce prezintă Dumnezeu în Cuvântul Său. Dumnezeu spune, bun, voi fi cu tine anul ăsta. Îți promit prezența mea. E, diavolul, în, în toate discursurile Lui, de un fel sau de altul, pe diverse canale, nu spune doar atât. Sau nici nu spune asta că El va fi, diavolul va fi cu tine. Dar îți promite că banii vei câștiga acolo, că vei reuși să-ți întemezi nu știu ce relație pe nu știu ce căi și așa mai departe. Ei, lucrurile astea par mult mai concrete decât ceea ce promite Dumnezeu. Dar e din nou târgul prost pe care îl putem face ca și sau și despre care autorul epistolei către evrei spune să vegem să nu fim nici unul dintre noi ca și sau care pentru o, o farfurie cu supă de linte, care era mult mai concretă, a dat tot ceea ce ținea de binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viitor și care nu însemna nimic în mâinile și în stomacul lui. Ei, aspectul acesta cred că este deosebit de important pentru creștini. Dacă, sunt, dacă știu cine sunt, voi avea grijă să mă așez la masa unde este stăpânul meu și mă servește. Masa pentru creștini este una singură, este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă așez la o altă masă, pot să mă așez, nimeni nu mă oprește, Dumnezeu nu intervine, nu mă trăznește, nu. pot să mă hrănesc și în alte mese. Dar s-ar prea putea la un moment dat să-mi stric apetitul pentru cuvânt. Să-mi stric uh, bucuria, plăcerea de a mă uita în cuvânt și de a mă hrăni din el. Și încet, încet, cu un stomac spiritual stricat, să zic așa, să nu mai îmi placă... Hran, vorba izraeliților, nu mana asta proastă de care ni s-a scârbit sufletul. Și să încep să caut la alte mese, că e mai dulce acolo, că e mai gustos acolo, că e mai... Și să ajung la un moment dat un om bolnav, un om care datorită modului cum am hrănit și mi-am hrănit speranța să nu mai știu nici eu ce cred sau ce să mai cred pentru viața asta și să mă întrebă ei, da până la urmă... Ce va fi și cum va fi. Exact. Și Dumnezeu, chiar așa, domnule, să nu mă ajute, să nu uh, îmi, îmi spună ceva, să nu îmi dăruiasc un viitor mai clar și... Și Domnul spune, Domnul ar putea spune, de fapt, tot ce ai făcut n-a fost decât să-ți strici modul de a te hrăni, de a-ți asigura creșterea speranței și fortificarea ei. Apostolul Ioan spune în prima sa epistolă în capitolul 3, versetul 3, oricine are nădejde aceasta în el se curăță după cum el este curat. Uh, în momentul în care vorbim despre speranța uh, creștinului, a copilului lui Dumnezeu, uh, speranța aceasta nu trebuie să rămână doar la nivelul intelectual, al, uh, al teoriei, al uh, speranței că totul va fi bine, va fi în regulă. Speranța trebuie să aibă niște implicații concrete, personale, practice în viața, în viața de fiecare zi. Eu mă gândesc, de exemplu, că uitându-ne în jurul nostru și vedem multe nevoi în țara noastră, aici în România, că aici trăim și aici avem mm -hmm. exemple concrete la care putem să facem referință mai ușor decât din alte părți ale lumii. Peste tot întâlnim oameni care se plâng de locul de muncă, de traiul foarte scăzut, de uh, multiplele crize personale, probleme care le au oamenii în viața lor și parcă de multe ori ne prinde și pe noi valul acesta al nemulțumirilor. Ne plângem și noi că nu e bine, că uh, suntem săraci, că totul merge prost, că când vorbim despre speranță, n-ar trebui să se vadă totuși o diferență Chiar în limbajul nostru pe care îl folosim? Cu siguranță. Plecând de la limbaj, apoi uh, trecem și la nivelul acțiunii, și diferențele trebuie să fie tot mai evidente pe măsură ce mergem spre, spre acțiune. Uh, Ioan prezintă aici un lucru foarte important din perspectiva uh, a întregii istoria a umanității. Căderea a venit tocmai pe fundul uh, propunerii celui rău, de a fi ca Dumnezeu. Ori aici în Ioan, uh, capitolul 3, inspirat de Duhul, apostolul scrie, preobiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Asta nu ne taie din nădejde. Nu ne anulează nădejdea pentru că încă nu știm, dar știm, ceva totuși știm, că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Iată cum ceea ce a promis diavolul atunci la început, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând bine și rău, se va împlini la final de istorie. Nu furând noi, nu punând mâna acolo unde nu trebuie, nu ca și nu eroi din mitologiile vechi, furând focul zeilor și ducându-l. Nu, Dumnezeu ne cheamă spre acel deziderat fantastic, în care noi vom fi ca și El. Ei, când ai de asta, te pregătești pentru momentul acela. Tu știi că, din perspectiva ta ca și creștin, ce e mai bun abia acum urmează. N-a fost în urmă. De aceea viața trăită de fiecare zi este o continuă curățire, este o continuă urcare, un urcuș spiritual în care eu mă curățesc. Nădejdea aceasta așadar mă pune la lucru. Mă, așa cum spunea uh, Pavel în textul pe care l-am citit din 1 Salonice în capitolul 5, mă îmbrac, mă pregătesc de război mai abitir, tocmai pentru că știu că finalul este aproape. ba mai mult, finalul acela va putea să fie o surpriză pentru mulți, de aceea eu nu-mi permit luxul relaxării. Ei, o astfel de nădejde se manifestă în diverse situații în viața creștinului, așa cum aminteai și la nivelul discursului, da? și la nivelul acțiunii. Mi-aduc aminte și îmi vine acum în minte uh, uh, finalul vieții lui Pavel. Se apropia și el de o trecere, toți suntem în contextul trecerilor uh, de vremuri. Uh, se apropia și el de trecerea din viața aceasta către cealaltă. Și în ultima sa epistolă, cea adresată lui Timotei, în capitolul 4, versetul 7, Pavel privește retrospectiv și spune el, m-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința, am însprăvit alergarea. Dacă totul totu era doar atât, sigur, e un lucru frumos să privești în urmă. Să nu ai regrete. Exact. Și să spui, domnule, am realizat ceva. Dar lucrul ăsta poate fi cel mult uh, inspirativ pentru cei care vin. Însă pentru tine poate fi deosebit de uh, împovărător. Să știi că tot ce a fost mai frumos e în spate. S-a terminat. Da. Însă urmează versetul 8. De acum, mă așteaptă. așteaptă Iată cum, și la nivelul discursului, Pavel este foarte, foarte consecvent cu nădejdea pe care o are și pe care, până la urmă, a predicat toată viața lui. Da, nu minimalizează trecutul, îl așează acolo unde trebuie, a fost frumos, extraordinar trecutul, dar ce mai frumos pentru mine, e acolo în viitor. Din celula asta unde mă aflu, trecutul și prezentul, trecând prin obscuritatea asta celulei, sunt extraordinare. În Peste trecut strălucește uh, toată acțiunea asta pe care am, am făcut-o în raport cu nădejdea pe care am. Și acum nădejdea mi-e atât de aproape de împlinire. Ca și cum ar spune, uh, zilele mi se vor termina în, la un moment dat, dar speranța niciodată Sigur. La toți zilele se vor termina, dar cel care stă aproape de Dumnezeu uh, va avea speranță chiar și pentru dincolo de trecerea aceasta. Ascultam odată pe cineva și mi-a plăcut o ilustrație pe care a folosit-o în contextul diferenței între cei care îl cunosc pe Domnul și cei care nu-l cunosc pe Domnul. Mm -hmm. Și uh, spunea fratele acesta că noi de multe ori... Uh, îi facem pe oameni să creadă că dacă te întorci la Dumnezeu, nu o să mai fi bolnav niciodată, nu o să știi niciodată ce înseamnă criza financiară, nu o să ai nicio problemă, dar, de fapt, diferența majoră este tocmai în ce, în ce înseamnă momentul acesta dincolo de moarte. Lăsând la o parte faptul că uh, Îl simți pe Dumnezeu în viața ta și aici, dar uh, El folosea imaginea aceasta cu. Cineva care s-ar urca într-un avion și uh, și-ar lua parașută cu el în spate. Uh -huh. uh, și nu-i comod, nu? Să mergi cu avionul și să stai cu parașuta în spate. Și mai ales vine stewardesa să scapă câte o cană de ceai fierbinte pe pantaloni. Parcă îți vine să dai cu parașuta de pământ. Uh, ca să spunem așa, uh, oamenii sunt omne îmi vine să dau cu pocăința de pământ. Așa. Dar la un moment dat... Uh, în drumul acesta al avionului îi se strică motorul, îi se rup aripile și nu-i cum sar de la mii de metri altitudine ce ai în spate. Ai un rucsac sau ai o parașută? Uh -huh. La un moment dat organismul acesta, oricât e de tare, de sănătos, îi se strică carburatorul, ni se frâng aripile, vom sări. Uh, ce vom avea în spate? Un și... rucsac? Și istoria lumii, până la urmă, va crăpa, va efectiv. Crăpa. Din oricât de bine s-ar ține, toate temeliile ei, într-o zi, vor fi zdruncinate ah. și prăbușite. Uh, ori, tocmai, din perspectiva acestor vremuri, Pavel scria bisericii din Corint, care aveau nădejdi foarte minimaliste, legate de tot felul de lucruri de aici. Spunea el, <coughs> dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Ori, pentru credincios, cu atât mai mult, cu cât vede că nădejdea lui funcționează chiar și pentru viața aceasta, cred că el nu trebuie să piardă din vedere aspectul acesta că nădejdea pe care noi o avem, sau, mai bine zis, esența nădejdei, este legată nu de lucrurile de aici și de acum, și mai degrabă este legată de ceea ce urmează după viața aceasta, după ce noi închidem, după ce noi închidem ochii în lumea în lumea aceasta. Lucrul acesta este cu atât mai motivator pentru că până la urmă noi știm uh, ceea ce va trebui să întâmpinăm cu toții după ce trecem din, din viața aceasta, este evaluarea lui Dumnezeu. Ori în nădejdea mea nu pot să fac abstracții de lucrul acesta. Evaluarea lui Dumnezeu va cuprinde absolut toate domeniile vieții mele. De aceea, când am nădejdea că voi fi ca El, pentru că voi sta în fața Lui și întâi voi vedea cum este, parte din, să zic așa, întrevederea cu Domnul, momentul când îl voi vedea, este și aspectul evaluării. De aceea nu pot să... Nădejdea, când am nădejdea aceasta de fapt, că voi fi în fața lui, voi ajunge într-o zi în fața lui și asta va implica și judecarea mea ca și om, a modului cum am trăit, cum i-am împlinit slujba pe acest pământ. Lucrul acesta mă determină la un alt fel de viață. În zilele acestea, oamenii sunt oarecum așa speriați, înspăimântați de faptul că totul se înregistrează, uh -huh. totul se deconspiră. Și mi-aduc aminte că citeam o dată o întâmplare, cineva a făcut un experiment, nu știu în ce măsură este real, dar în felul în care era povestit întâmplarea aceasta, se pare că cineva a încercat un experiment uh, cu un anumit număr de persoane, la care le-a trimis uh, o scrisoare anonimă, în care se spunea doar următoarele cuvinte. Totul se știe. <laughs> <laughs> Și au urmărit reacția celor care au primit scrisoarea o bună parte dintre ei au fugit, s-au ascuns în alt stat, s-au mutat uh, pentru că cineva le-a spus la un moment dat totul se știe. Înseamnă că aveau ceva ascuns în closet, cum zic americanii, undeva în dulap erau niște uh -huh. lucruri uh, obscure, lucruri uh, nepotrivite care erau acolo în, în viața lor. Însă totuși uh, să nu uităm în fața lui Dumnezeu totul se știe. Da. Ori inclusiv o asemenea nădejde și speranță a acestui adevăr că Dumnezeu știe și cunoaște totul poate funcționa exact în aceste două direcții total opuse. Unii să fugă, unii să nu știe încotro să se mai ascundă sau unde să se mai ascundă, încotro să ia și unde să se mai ascundă tocmai pentru că se știe totul, iar alții având speranța aceasta că Dumnezeu știe, că totul știe și cunoaște să dobândească acea ancoră a vieții, care se i țină la un nivel de plutire, să zic așa, în viață. Tocmai când ceilalți nu vor să recunoască, tocmai când ceilalți uh, nu vor să admită uh, anumite lucruri care pentru ei ar fi benefice, când ceilalți poate chiar vor să uite anumite lucruri pe care ei le-au făcut, uh, speranța asta că Dumnezeu știe e deosebit de încurajatoare. Rămâi liniștit că într-o zi, într-un ceas, anume, când Dumnezeu va hotărâ asta, totul va fi dat pe față și Dumnezeu va răsplăti, așa cum spune Apostolul, fiecare după faptele. Lui. Faptul că Dumnezeu știe totul despre noi n-ar trebui să fie un lucru care ne sperie. Și ar trebui să fie, de fapt, cea mai mare mângâiere. Mă bucur că Dumnezeu le vede pe toate și știe totul. Da. Când... Asta dacă împlinești unul Ioan. Sigur, categoric. Și când <coughs> trăim, așa cum spunea. Uh, uh, Apostolul Pavel în textul pe care l-am citit, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, nu ne-a rânduit Dumnezeu la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că vegem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Și concluzia Apostolului este, de aceea, mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci nu i-a speriat cu aceste cuvinte. Sigur, din contră, pentru cel care trăiește împreună cu el, nădejdea aceasta a unei reveniri pline de glorie și de putere a lui Dumnezeu, este o mângâiere. Năzuința asta spre un astfel, către un astfel de moment, când Dumnezeu se va arăta în toată maestatea Lui, zdrobind tăriile cerului, prăbușind temeliile istoriei, este deosebit de încurajatoare. El nu va trăi, credinciosul, autentic, nu va trăi momentul acela ca ceva foarte, foarte Horror, da, de groază. Deși multe uh, producții apocaliptice cam așa înfățișează apocalipsa, da, ceva horror. Probabil și sigur pentru cei care nu trăiesc împreună cu el. Vor merge atunci la munți și vor zice munț munților că des peste noi să ne ascundeți de mânia lui. Dar pentru cel credincios, momentele acelea nu sunt decât uh, împlinirea a ceea ce spunea profetul Isaia în ziua aceea vei zice acesta este Dumnezeul nostru. Suntem la finalul emisiunii și am căutat să împărtășim cu cei care ne-au urmărit un cuvânt de speranță și nădejde pentru anul care ne stă înainte. Vreau să îți mulțumesc și de data aceasta pentru prezența la emisiune și pentru cuvântul dătător de speranță. Iată, indiferent de locul în care trăim în lumea aceasta, indiferent de conjunctura istorică în care ne găsim, avem nădejde, avem speranță, nădejdea nu este într-un om sau într-un sistem, nădejdea este în Dumnezeu și atunci când trăim în lumina cuvântului, întotdeauna vom avea nădejde și speranță. Așadar, având un ultim cuvânt pentru cei care ne-au urmărit și de data aceasta în cadrul emisiunii, gândul pe care îl avem pentru dumneavoastră pentru anul acesta. Trăiți în lumina cuvântului. Și atunci, indiferent unde ne vom găsi, în America, în România, în Europa, în Africa, oriunde în lumea aceasta, când trăiești în lumina cuvântului, întotdeauna ai o viață cu speranță. Și eu vă doresc o asemenea viață și pentru anul următor. Până la următoarea întâlnire, de săptămâna viitoare, la aceeași oră, vă doresc acest lucru tuturor celor care ați fost alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! 阿弥。